Așa, mulțumesc mult! Mulțumesc întâi domnului profesor. Bun, că ne-a oferit șansa să publicăm o carte destul de nouă și destul de provocatoare pentru că vorbește despre lucruri care ni se întâmplă în prezentul imediat. Mulțumesc dumneavoastră pentru prezență și ce vreau să spun, sigur, editura 3, probabil știți deja, are un profil sau în parte, e orientată spre psihologie, psihoterapie, cumva veți regăsi lucruri comune în carte, se vorbește despre burnout, despre Alzheimer, dar vreau să evoc așa foarte scurt, ca să ne iau din timpul pentru discuții, o poveste pe care am mărturisit-o înainte domnului profesor. L-am citit acum vreo 15 ani, când făceam niște emisiuni la radio, la canalul de tineret, la radio public, și i-am citit cartea Pasiunile Riscului. Și am povestit atunci, pentru adolescenții, tineri care se presupunea că ascultau postul, despre ce înseamnă ritual de inițiere, despre ce înseamnă să te asumi niște riscuri, dând niște exemple cu tineri care zburdau pe acoperișurile vagoanelor și se mai și electrocutau și se accidentau. Erau, au fost chiar cazul atunci, a fost și mai de curând. Dar dacă acum aș fi și ar trebui să fac tot din nou o emisiune, să spunem, pentru tineri, și aș avea cartea asta nouă, probabil că aș vorbi mai degrabă despre Balena Albastră. Este un capitol foarte consistent despre adolescenți și despre toate aceste rituri de trecere, supunere la anumite riscuri, pentru că această carte poate să ofere o imagine de ansamblu, o punere în perspectivă de care avem nevoie ca să înțelegem un fenomen ca acesta. Dar, de fapt, cartea este o, dacă vreți, o secțiune transversală care merge de la literatură, la sociologie, la psihologie, medicină și încearcă să surprindă un ceva despre care va fi vorba în această seară. Și asta e frumusețea ei, pentru că e foarte greu de încadrat, e foarte bine scrisă, e foarte provocatoare. Și pentru psihologi, ei poate fi relevantă și pentru un filolog, poate, evident, pentru antropologi, în primul rând, dar are o mulțime de deschideri și cred că poate fi citită cu folos de mulți, să spun, multe persoane din domeniul științelor umaniste. Cu asta eu închei polilogia mea și dau cuvântul.